Salutare prietenii, astăzi pe la Porumbei, ia uitați, vreme foarte nașpa afară, nu că acum nu mai plouă, de aceea am venit să filmez repede un vlog. Noutăți pe la Porumbei nu avem, acest clip nu era în plan. Eu vreau să postez astăzi un clip de la piață, dar din păcate a plouat de dimineață până acum și așa, ci că plouă toată săptămâna. Nu băgați în seamă mizeria de la Porumbei, trebuie să mături, n-am avut timp. Am făcut pe la celelalte animale, pe la iepuri. Am avut și puțină treabă pe acasă, na, știți cum e. Deci astăzi vorbim despre porumbelul acela, o să vi-l prind imediat și o să vi-l arăt. L-am prins, uitați-l aici, porumbelul este un porumbel voiajor pe care vi-am zis că vi-l dau și o să-l dau. Masculul este foarte frumos și am zis că am doi frați. Ăsta de sus, frate cu acesta. Am oprit unul și pe acesta vreau să vi-l dau vouă. Vreau să ascultați cu atenție regulile. În primul rând, nu am transport. Nu am transport în alte orașe. Dacă-l vreți, sunteți interesați, veniți. Veniți frumos, îl luați sau luați legătura cu mine. Și ne putem întâlni în Timișoara, deoarece pot veni până în Timișoara, dar nu am transport să vi-l aduc în alte orașe, chiar dacă este Arad, Lugoj, prin împrejurime pe aici, nu pot să vi-l aduc pentru că nu am transport. Cine îl dorește se poate deplasa, cum am mers și eu frumos la Dănuț și iepuri și am luat acel iepure cadou dat de el, de aceea dau și eu un porumbel, deoarece deocamdată asta pot da. Masculul este acolo, tot bate femeia la cuib. Deci, v-am zis, nu am transport, îl doriți, veniți după el. Luați legătura cu mine dacă sunteți din Timișoara, Timișoara, ascultați bine, pentru că am văzut că sunteți unii mai mici, 10, 11, 12 ani și îmi scrieți că eu îl vreau, că vin după el și voi nu sunteți din oraș. Și nu vreau să-mi scrieți aiurea. O să vă las Instagram-ul meu și Facebook-ul, deoarece nu vă pot da numărul la toți, că dau la 1 ajunge la 200. 1900 mai exact, atâția suntem pe canal în momentul de față, vă mulțumesc tare mult. Masculele nu mai bate femeile atâta cu omori. Deci acela este masculul, îl vreți, luați legătura cu mine, primul care o să ia legătura și primul care o să vadă acest clip, lui, primul care ia legătura cu mine, v-am zis, vorbim. Ne întâlnim și luăm. Îl iei. Punem, stabilim o zi. Vedem cum pot și eu, cum poate și câștigătorul și ne întâlnim. Dacă faceți YouTube și vreți să vă întâlniți personal cu mine, să-mi vedeți gospodăria, eu vă aștept cu drag la mine, filmăm un vlog, bineînțeles. Și tot în regulă. Deci, regulile o să vă zic. Dar le-ați și ascultat, v-am zis, nu am transport, îl doriți, veniți după el. Nu pot să îl duc eu în alte orașe, în Timișoara pot. Că na. Și cam asta este clipul. Facebook-ul cu Instagram-ul vi-l las jos. Vă duceți repede, luați legătura cu mine și v-am zis, primul care ia legătura cu mine și vine după el, îl ia. Deci asta a fost, cu voi a fost Robin, noi ne vedem data viitoare, pa, pa!